Revenim în direct, doamnelor și domnilor, cu sala sporturilor Dunărea din Brăila pentru a urmări derbiul etapei cu numărul 7. Ultimul meci al etapei cu numărul 7 între Dunărea Brăila și CSM București, așa cum vă spuneam și mai devreme. CSM București neînvinsă, 18 puncte, punctaj maxim. De partea cealaltă, Dunărea Brăila are o înfrângere și un rezultat de egalitate. Între timp a schimbat și antrenorul. De partea cealaltă, CSM București, antrenor Adrian Vasile, va începe astăzi cu Gloser și Davison în poartă, pe extreme dreapta Nicolic și Trine Ostergaard, în interdreapta Kobilinska și Laura Flips, un singur centru Rotaru, trei interstânga, Neagu, Arțăn, Ștefania Stoica, pe extremă stângă Apușcăroaie, Jennifer Gutiere și Dindiligan, trei pivoți, Wildeinstad, Ailincăi și Pintea. Bogdan Ștarc și Romeo Ștefan, cuplu de cusoane internaționale, vor oficia această partidă. Ian Leslie Lund, antrenorul brăilencelor, începe cu doi portari, Elena Șerban și Kira Trusova, două extreme dreapta, Aneta Udriștioiu și Jessica Chintino. Interii dreapta sunt Elena Zivković și Mireia Gonzalez. În centru, în centru pe Andreea Popa și pe Cristina Liscevici, Alexandra Severin, Caroline de Souza și Maria Canaval sunt interii stânga. Pivoții se numesc Liliana Venancio, Maike Schmelzer și Nicoleta Balog, în vreme ce extremele stânga sunt Maria Mohamed și Corina Lupei. Cristi Preda este secundul antrenorului proaspăt instalat la echipa brăileană și a început meciul prieten în albastru, sau mă rog, într-un echipament de nuanță mai închisă, este echipa brăileană, în vreme ce, evident, CSM-ul are tricourile albe. Derby european, derby între două echipe care ne reprezintă în cupele europene și o fac destul de bine în pofida faptului că bucureștencele au pierdut meciul de la sfârșitul săptămânii. Da, Dunărea Brăila a început în atac, am avut o prima aruncare a Mirei Gonzalez, mingea a lovit doar bara, acum se opune acolo Laura Gloser și CSM București recuperează această minge, o pasă însă aiurea dată de franțuzoaică și din nou Brăila în atac, cu aceeași Mireia Gonzalez a aruncat la poartă a doua paradă pentru Laura Gloser, un început excelent de partidă, din nou bară. Incredibil, brăilencele sunt numai în atac spre disperarea lui Ian Leslie, care a văzut atâtea ratări, 3-4 ratări într-un minut pentru echipa brăileană. A avut însă noroc formația gazdă pentru că a recuperat ofensiv. Iată aici parada franțuzoaicei, balon recuperat, e un succesiv până în cealaltă extremă, mingea lovește bara și de acolo. Avem echipele cu cele mai bune apărări din campionat, 138 de goluri încasate de CSM și 157 de Dunărea Brăila, iar Laura Gloser ajunge la cota 3 intervenții salvatoare în 90 de secunde. Da, de această dată a ratat acolo bielorusa Canaval, acum CSM București în atac cu poloneza Kobilinska pe interdreapta. În centru, vă spuneam, Laura Grazadi lipsește astăzi și în lipsa ei postul de coordonator este acoperit de Emily Arțăn. În interdreapta, vă spuneam, Kobilinska și pe interstânga Cristina Neagu. Wildeinstad în pivot, acum o pasă pentru Kobilinska, care a încercat la Wildeinstad, însă pasă nereușită. Deci un gol marcat în primele două minute. Acum Michael Schmelzer și apără încă o dată Laura Gloser. Patru intervenții senzaționale pentru portarul naționalei Franței. Ne întrebăm când se va termina această sarabandă de ratări, când se va marca primul gol. Între timp atacă și obține o decizie favorabilă CSM-ul, un cartonaș galben luat acolo de Udriștoiu. Și aruncare de la 7 metri scoasă de Emily Arțăn. Prima aruncare de la 7 metri, cred că Neagu va executa. Da, ea este cea care a luat mingea. Cristina Neagu, o fentă, încă una. Și apără acolo Elena Șerban. Continuă ratările. Elena Șerban își trece și ea în cont o paradă psihologică, să spunem, pentru că a blocat-o chiar pe Cristina Neagu. Se amână momentul în care tigroaicele vor marca golul 200 în campionat. Ele sunt la cota 199 în momentul de față. Așa cum spuneai, CSM București vine după înfrângerea neașteptată pe teren propriu în Liga Campionilor, 28-30 cu vicecampioana Franței Brest, și-au complicat situația în grupă CSM București cu această înfrângere. Dunărea Brăila acum în atac, din nou la extrema stângă, Corina Lupei marchează primul gol al partidei în minutul 3, 1 la
1-0 pentru Dunărea Brăila. În replică imediat Emily Arțen, 1-1. Da, a punctat imediat Emily Arțen, se joacă foarte rapid, echipele au calitate în joc, se pătrunde acolo în zona Interului stânga, au faultat la timp Tigroaicele, Panterele și Tigroaicele, cum glumeam noi, folosind așa un vocabular zoo pentru această partidă între două dintre echipele cele mai bune ale campionatului nostru. Dunărea Brăila urmează să aibă o dublă cu Borussia Dortmund pentru calificarea în grupe. Să vedem ce se întâmplă la această fază cu atacul pozițional al dunărencelor. Aceeași Gonzalez scoate și aruncarea de la 7 metri. 1-1 și la acest capitol, 1-1 și pe tabelă în minutul 4. Wilde Ingstad a faultat acolo pe Mireia Gonzalez. Și foarte să vedem... insistentă Gonzalez până acum. Elena Zivkovic ia mingea acolo. Specialista aruncărilor de la 7 metri la Dunărea Brăila. Vedem. A fost 7 metri, clar. Zivkovic aruncă, fentă gol. 2-1 pentru gazde. Dunărea Brăila joacă pentru prima dată pe noua suprafață de joc instalată, Taraflex Evolution Blue Lagoon, instalată aici la sala polivalentă pentru a fi cât mai apropiată de suprafața de joc de la Dortmund, scrie monitorul de Brăila. Este o suprafață obligatorie pentru meciurile de cupele europene, nu ai voie să joci pe parchet în EHF European League și în Champions League, în primele două competiții europene. Acum CSM București cu Emily Arțen, o pasă total aiurea, Cristina Neagu n-a putut interveni acolo, dar și de partea cealaltă o pasă inexactă, multe, multe greșeli în acest start de meci. De partea cealaltă, Trine Ostergaard, contraatac, gol marcat de jucătoarea daneză. 2-2, de fapt, este scorul. Trine Ostergaard a marcat. Oricum nu se va juca aici dacă se califică, dacă trec de Borussia, pentru că n-are sala tribune pe ambele laturi. Și tot după jurnaliștii locali ghidându-ne, citându-i, se pare că dacă Dunărea Brăila se va califica, se vor juca meciurile de acasă la sala sporturilor Romeo Iamandi din Buzău. Mai este însă până atunci... Da, e greu, au un adversar redutabil brăilencele, spuneai tu, Borussia Dortmund. Acum Maria Cannavale aș aduce din nou echipa în avantaj, 3-2. În primul tur Dunărea Brăila a trecut de valul Reykjavik, dar acum adversarul este unul pe măsură Borussia Dortmund. Deși nici handbalul din Islanda nu este unul fără calitate, dar nu, valul Reykjavik nu e în momentul de față un adversar pe măsura celor de la Dunărea Brăila, după cum au arătat și scorurile. Au fost pași din fault acolo, 9 metri pentru campioana în titră. Multă lume vrea să o bată pe CSM București, așa că de fiecare dată când merge, mai ales în provincie, CSM-ul, se duc la 200% potențial jucătoarele adverse. Marchează Cristina Neagu, aflată la prima reușită, după ce a ratat în startul meciului o aruncare de la 7 metri, iată, din acțiune, dominând prin detent acolo blocajul. Luându-ne după ultimele meciuri jucate între cele două oponente de astăzi, am spune că CSM București este favorită clar 9-1 în întâlnirile directe. Și 5 victorii în ultimele meciuri, nu? Da, ultima înfrângere suferită de CSM București datează din 2021 pe 7 noiembrie. Brăila era antrenat atunci de danezul Morten Suba. A fost o lansare greșită de la Laura Glozer pentru extrema dreaptă. O pătrundere, gol. Maria Cannavale foarte frumos s-a dus acolo până în poartă și este 4-3 pentru Dunărea Brăila. Au fost sezoane grele și pentru handbalul feminin, acel sezon cu turnee de sală când toată lumea trebuia să meargă în aceeași locație. Acum pare să că s-au mai așezat lucrurile și avem chiar un meci de foarte bună calitate în această zi de la mijlocul săptămânii, în care sărbătorim și ziua armatei, 25 octombrie. În ultimii ani, Brăila a început mereu campionatul cu un antrenor și l-a terminat cu un altul. Așa stau lucrurile și acum. Costică Buceschi a fost în primele patru etape schimbat imediat cu danezul Jan Leslie. Acum un contraatac ratat de Aneta Udrișteu. De partea cealaltă, CSM București l-a instalat din octombrie 2019 pe Adi Vasile și acesta continuă, deși în weekend, după meciul pierdut, vă spuneam, cu Brest, tribuna la spectatorii din tribune în sala polivalentă i-au cerut demisia. Cred că e un fapt unic până acum, nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva, la adresa lui Adi Vasile cel puțin.
Brăila conduce 4-3, atacă oaspetele tigroacele de la CSM București. Să vedem ce se întâmplă acolo. Aruncare frumoasă, dar Elena Șerban este impecabil în trebuturi. Recuperare însă la semicerc și este gol. 4-3 a marcat din Diligan. 4-4 egalat CSM București. Din Diligan a făcut-o, a recuperat acolo Kobilinska, trăsese la poartă foarte bine, a intervenit Șerban. Un start de meci foarte bun pentru cei doi portari, atât Șerban cât și Laura Gloser au avut câteva parade senzaționale. Minutul 9, egalitate, un început de meci echilibrat, cu foarte multe greșeli. Aici. Și să vedem faza a doua la CSM, cum se desfășoară, tranziția ofensivă este destul de rapidă, se încearcă acolo și 9 metri nu era fază decisivă pentru ca arbitrii să dicteze 7 metri la această pătrundere. Vă spuneam, ultimul meci al etapei cu numărul 7. Se mai joacă și Rapid Știința în devans din etapa 8-a, dar și la băieți Minaur, Baia Mare cu Focșani. Astăzi sunt 3 meciuri în campionatele interne, atât la băieți cât și la fete. Atacă Neagu, pasează în centru, oh, ce frumos, dar Elena Șerban, impecabil în trebuturi, sesizează direcția acestei aruncări și blochează pentru a patra oară. Ratează și Brăilencele, aruncarea a fost peste poartă. Kobilinska, care a început deloc bine această întâlnire, însă Ostergaard, da, două goluri pentru extrema daneză. Iată ce acțiunea Monicăi Kobilinska. Și contraatacul lui Trine Ostergaard, vă spuneam, titulara naționalei Danemarcei pe extremă dreaptă, punctează și CSM București pentru prima dată trece la conducere 5-4 în minutul 10. Iar Trine Ostergaard a marcat două goluri pe contraatac, ambele după lansări lungi și precise ale portăriței Laura Gloser. Să le vedem acum pe Brăilence încercând să restabilească egalitatea. E, spuneai și tu, o premieră faptul că sunt conduse, apără Laura Gloser, dar aruncarea a fost din fault, așa că nici statistica portarului francez nu va suferi o corecție pozitivă după această aruncare semnată de Maria Canaval, însă din contact cu adversarele, cu apărătoarele. Apărarea celor de la CSM văd că este destul de avansată și foarte flexibilă. Am văzut și 4-2, am văzut și 3-3, dar și 5-1, deși au trecut nici 11 minute. Se joacă la mijlocul săptămânii pentru că în weekend vom avea din nou meciuri în Liga Campionilor. CSM București va merge la Podgorița pentru întâlnirea cu Budugnost. Acum aruncare de la 7 metri. Romeo Ștefan le explică acolo jucătoarelor de ce a luat această decizie. A fost o ținere. Da, da, el făcea semn că au fost în semicerc acolo. Apărare în semicerc sigur n-a fost. Zivkovici apără Laura Gloser. Șpagat impecabil pe linia porții, Zivkovici, care transformase mai devreme o aruncare de la 7 metri, iată că ratează și rămâne 5-4. Suporterii CSM-ului ar spune acum că s-a făcut dreptate, pentru că nu a fost acea aruncare de la 7 metri. Opinăm noi, arbitrii au avut altă opinie. Rămânem la Borna 5 pentru CSM București, 4 pentru Dunărea Brăila, cu CSM-ul în atac. Arțăn a plecat acolo în circulație, Ostergaard, Kobilinska cu Neagu, marchează și a doilea gol, 6-4, prima dată când CSM-ul trece la două lungimi distanță. Acum atacă formația gazdă, care a pierdut ultimul meci 35-26, destul de categoric, ultimul meci direct cu CSM București. Un cartonaș galben arătat acolo după această intervenție semnată de Kobilinska. Foarte bună Monica Ana Kobilinska și pe fază defensivă. Să vedem, e cred că timeout deja solicitat de Ian Leslie, pentru că după un început bun Brăila a scăzut turația motoarelor și iată CSM-ul a pedepsit acest aspect. Încearcă să-și impulsioneze acolo echipa
Danezul Ian Lesdi, vă spuneam, din momentul în care el a preluat Dunărea Brăila, 4 victorii pentru echipa brăileană, 2 în campionat, 2 în cupele europene. Practic, Ian Lesdi este neînvins pe banca tehnică a Brăilei. A debutat cu acea victorie senzațională în fața Rapidului, o victorie și un final de meci halucinant cu acel gol înscris în ultima secundă, practic. O victorie foarte importantă pentru moralul echipei brăilene și pentru startul pe banca lui Ian Lesdi. Obinez că acest timeout pe care l-a ținut Leslie acum a fost mai degrabă ca să taie elanul tigroaicelor, nu neapărat ca să schimbe ceva, pentru că, exceptând faza finalizării, Dunărea n-a jucat rău până acum. Aruncare de pe picioare cu brațul stâng și este un gol foarte frumos, de altfel, semnat acolo de Mireia Gonzalez. Mireia Gonzalez punctează și ea pentru prima dată, a surprins-o acum pe picior greșit, de deasupra umărului, frumoasă aruncare. Laura Gloser și reduce din diferență CSM Brăila, 6-5 pentru CSM București în continuare. Schimbat acolo Kobilinska cu Laura Flips. Vă spuneam, Kobilinska 3 aruncări la poartă, niciun gol. S-a descurcat când mai bine pe faza de apărare. Acum Neagu a aruncat și ea la poartă, însă s-a opus încă o dată Șerban. 5 parade pentru Elena Șerban, nu? 5 parade pentru Elena Șerban, 5 parade și pentru Laura Gloser. La poartă e cam același lucru, ambele sunt valoroase, golkeeperele pe care le avem în imagine acum. Neagu, foarte bună pasa și voltă din extremă. Laura Flips, prima dată. Da. Laura Flips, cea care înscrie acum. O jucătoare polivalentă, joacă atât în postura de interdreaptă, cât și în postura de extremă dreaptă. Acum a avut o poziție între cele două. Bine, profitând și de faptul că era acea arcadă de semicerc nepermis de liberă, apărarea Brăilei a avut un plasament greșit și este 7-5, încă o dată ecart de două lungimi pe tabelă pentru tigroaicele campioane în titlu. Cristina Liscevici pentru Maria Canaval, încearcă acolo să străpungă apărarea, mingea la Aneta Udriștoiu, însă departe, la un metru a aruncat acolo Aneta Udriștoiu, nemulțumită. Da, pentru că o astfel de aruncare nu este în caracter, să zicem așa, Anetei Udriștoiu. Să vedem încă o dată, Flips pasă foarte bună la extremă, unde este Trine Ostergaard. Și partea cealaltă, Ostergaard, da, fără greșeală, senzațională evoluție, 6 goluri și cu Brest, una dintre cele mai bune jucătoare ale CSM-ului. Un transfer excelent și au recuperat mingea și au mai punctat încă o dată. Nu-și revin brăilencele, greșeală după greșeală. Emily Arță duce scorul la 5-9 și vine al doilea timeout incredibil pentru Ian Lesdi la doar 3 minute distanță de primul. Vedem aici greșit acolo Gonzalez. Mi-a fost dat să văd două timeout-uri atât de rapide, luate de o echipă, nu contează că e gazdă sau că e oaspete, în câteva minute, iată, încă un timeout. Deci mai puțin, este primul timeout a fost luat în 12:23, al doilea în 14:32, 2 deci minute și 9 secunde. Da. Sub 3 minute să iei timeout din nou, pentru că efectiv nu s-au înțeles poate indicațiile din prima oprire a jocului. 9-5, CSM-ul s-a detașat pentru că este o echipă vicleană în sensul bun al cuvântului. CSM, ați văzut, Laura Flips a și finalizat, dar a și dat o pasă excelentă pentru Trine Ostergaard la ultimele goluri. Apoi a venit și reușita pe contraatac semnată de Emily Anzen. E clar, CSM-ul cu această colecție de jucătoare de 24 de carate poate face diferența la nivel individual, dacă la nivel colectiv să zicem că lucrurile ar sta bine pentru Dunărea Brăila. Da, CSM București, evoluție foarte bună, nu are adversar practic în România. Problemele intervin în Liga Campionilor, în primele 4 etape deja a suferit 2 înfrângeri învinsă pe teren propriu de Ghior și de Brest. Aici și înfrângere la Beating, ai 3 înfrângeri. 3 înfrângeri din 5, da. Da, în 5 etape. Ostergaard a fost la intercepție, a bătut mingea ca la basket, apoi altruistă i-a pasat pentru al treilea gol lui Emily Anzen.
10 la 5, iată, rată dublă a progresiei în scor pentru CSM, care conduce cu scorul de 10 la 5 după 15 minute și jumătate. A intrat acolo în centrul ofensivei brăilene Andreea Popa, schimbată Cristina Liscevici, n-a avut deloc clar viziune centrul sârb și schimbat centrul cu Andreea Popa. Ba nu, Cristina Liscevici a intrat în Inter stânga. Dacă nu mă înșel, cred că sunt 6 goluri la rând marcate de Tigroaice, de la 5-4. Au egalat CSM-ul, apoi a condus pentru prima dată cu 6-5 CSM-ul, dacă nu mă înșel. Aruncare acum și este gol. Se sparge gheața, Laura Clozer scapă în poarta această minge trimisă de Mireia Gonzalez. Aruncare la colțul scurt, a atins acolo Laura Clozer, dar n-a putut face mai mult, n-a putut să-și pună în cont o nouă paradă, 10 la 6. CSM București rămâne cu aceeași partitură pe suprafața de joc, cum spuneam, față de startul de joc. A intrat doar Laura Flips în locul Monicăi Kobilinska, acum Emily Arțăn. Emily Arțăn combina acolo la linia de 9 metri cu Cristina Neagu. O pasă spre Din Diligan. Amenințare de joc pasiv. O pasă care este imprecisă spre pivot. Elena Șerban recuperează în propriul semicerc. Brăila are nevoie de ceva mai multă viteză în tranziția ofensivă, pasă greșită Mireia Gonzalez direct în banca tehnică a Tigroaicelor. Până acum Cristi n-aș remarca jocul strălucitor al CSM București, cât greșelile flagrante ale greșeli mari, fără discuție. Da. Dar până la urmă, Marian, știi și tu foarte bine, o echipă mare speculează aceste greșeli, te taxează, se duce la 10-6 și poftim. Mai prinde-o din urmă dacă poți. Fără doar și poate au speculat fiecare greșeală, însă Brăila, dacă vrea să aibă astăzi viață ușoară, n-are voie să facă aceste greșeli, să le ofere mingea pe tavă adversarilor, pentru că am văzut, are cine să alerge la CSM București pentru contraatacuri. Iar pentru Brăila ar trebui să fie un test foarte bun și înaintea dublei cu Borussia Dortmund, un adversar la fel foarte tare, cu o miză enormă. Spune că nu se compară cu CSM București. Nu, sigur. Dar este, nu înseamnă că Brăila este câștigătoare dinainte cu, sigur, echipa germană. Da, primul meci cu Dortmund pe 12 noiembrie în Germania, al doilea o săptămână mai târziu pe 19 noiembrie la Brăila. Iulia Curea discută acolo cu antrenorul Adi Vasile, cei doi fac echipă din 2019, vă spuneam, la CSM București. Staff tehnic de stabilitate, să spunem, la CSM București. Acum angajarea de la Ingstad și nu se dă aruncarea de la 7 metri, nemulțumită norvegianca, asta ar fi așteptat, pentru că erau acolo două jucătoare cu picioarele în semicerc. Se oprește timpul pentru ștergerea suprafeței de joc. Foarte bune aceste implanturi, Kobilinska, Flips, Ingstad, Östergaard, iată, venite toate aceste jucătoare din 4 țări diferite. Da, jucătoare de nivel mondial, jucătoare care au medalii mondiale, europene și olimpice, toate. 9 metri pentru CSM, 10-6 și poate CSM București are cel mai bun lot, dar și cel mai mare buget din Liga Națională. Acum aruncare deviată la Cristina Neagu și va fi repunere din colț, de pe dreapta, de la extrema Trine Östergaard, care s-a dus, a cules acea minge. Repune spre Laura Flips, care aruncă peste blocaj, intervine încă o dată Elena Șerban, care face un joc foarte bun. La fel cum a jucat și cu Rapidul, dacă ți-aduce aminte. A, Elena Șerban, ne aducem aminte, a salvat acea minge în ultimele secunde și a dat posibilitatea coechipierilor să înscrie golul victoriei. Rămân acum în atac CSM București, Emily Arțăn, Cristina Neagu pentru Laura Flips, a lăsat acolo la Östergaard și încă o dată, a șaptea oară, Elena Șerban. În 18 minute, 7 parade. Atacul este însă fără cuvinte. Mireia Gonzalez latează pe contraatac din Diligan cu o ușurință remarcabilă. Laura Clozer, a treia pasă de gol în această după-amiază. Le-a angajat pe cele două extreme cu o ușurință remarcabilă. 5 goluri marcate de cele două extreme, Trine Östergaard și Alexandra din Diligan. Mai devreme, de la Laura Clozer. Mai devreme a ratat Andreea Popa, trebuie să spunem, nu Mireia Gonzalez. Dar
Se schimbă iar rolurile la 9 metri, trimisă în extrem, în interstânga. Diferența acum pare să fie făcută de capacitatea de joc imaginativ la 9 metri, la linia de 9 metri a celor două echipe. Iată, Brăila mai ratează o dată, Glozer încă o lansare cu o ușurință, iar uluitor de mare se declanșează acest contraatac. Fac 6 goluri diferență în minutul 20. CSM București. Deci iată traseul. Laura Flips primește de la Laura Glozer și cu o ușurință, cum spuneam, remarcabilă, Ingstad înscrie de această dată. Cred că ar mai cere încă un timeout Ian Leslie dacă ar mai putea. Nu se poate decât maximum 2 pe repriză, însă epuizate deja de Ian Leslie pentru Brăila, foarte repede, în mai puțin de jumătate de repriză. 12-6. Angajare la pivot sus. Liliana Venancio trimis acolo, schimbat nemțoaica Maike Schmelzer, însă a făcut o greșeală acolo Romeo Bogdan Stark, și-o recunoaște, mingea intrase în poartă, însă apucase să fuiere fault acolo arbitrul. E important să-ți recunoști greșelile. Oricât de buni ar fi și arbitrii, la dinamica jocului de handbal este imposibil să nu greșească. Aici da, trebuia să fie gol, dar a avut acea reacție și n-a mai putut să dea înapoi, să retragă fluierul pe care l-a dat. În fine, 12-6, Venancio privată de acel gol la prima fază la care a fost trimisă pe teren, pe semicerc. CSM-ul joacă metodic, cu gândul, desigur, la meciurile din cupele europene. Cele 6 victorii de până acum nu sunt întâmplătoare și nici monopolul pe trofeele interne pentru Dick Rice la fel nu e ceva întâmplător. Cristina Neagu pasează cu Laura Flips, aceasta este blocată. Au încercat să trimită două jucătoare interi, ceva mai avansați în apărare, brăilencele, pentru a bloca aceste combinații devastatoare la linia de 9 metri pentru Cristina Neagu și compania. Adăugăm la cele 6 victorii din campionat și cele 2 din Supercupa României, 8 victorii pe plan intern pentru CSM București. Acum Laura Flips se fuieră joc pasiv pentru că prea multe pase acolo și Quintino, dar nu poate să o învingă nici ea pe Laura Glozer. Mai devreme vreau să zic că Ian Leslie a schimbat extremele, iată pe Quintino pe extremă dreaptă, pe partea cealaltă am văzut-o pe tânăra Maria Mohamed, venită în această vară chiar de la CSM București. Acum, iată, Quintino a încercat acolo să o surprindă pe Closer cu un șut peste, cu o aruncare peste, însă n-a reușit și vine timeout-ul surprinzător, a spune din partea lui Adi Fasile, într-o perioadă foarte bună pentru echipa sa. Cine știe, poate cum aveau surprins, să ascultăm. Laura, we will make best la left, so imagine that you're coming here for the movement, then Lasco is here with this, with the Venancio. Come really strong here, sorry the people is here. Come really strong, Chris, you will have maybe Bilbe on Lasco here, okay, to get a shot. Otherwise, Mochi, I want you to be here, and I think you can go for an underhand shot, or directly wide, that you're gonna be to her, okay? Continue. Da, cred că pregătește deja meciul cu Budușnost Podgorița, Adi Vasile. Da, era și schema Budușnost acolo, dar l-am auzit pe Adi Vasile schimbând din nou interi dreapta. Intră Monica Kobilinska, iese Laura Flips, excelentă evoluție pentru franțuzoaic în minutele în care a intrat acolo, s-a desprins CSM București. Toate mingile au trecut pe la ea, contraatacului date de Flips. Da, rămâne în atac și această fază și apoi, va ieși și va intra Kobilinska. Are un singur gol marcat, dar cred că vreo 3-4 pase până acum Laura Flips. Este o servantă de excepție. Lavco este Irena Zivkovic, pentru că poate ați auzit în timeout ceea ce spunea acolo Adi Vasile. Țentă de aruncare, se grupează foarte bine apărarea brăileană la această fază cu Maria Canaval, care a blocat-o pe Dana Rotaru, singurul centru de meserie, nu? A intrat și ea în teren acolo, a schimbat-o pe Arțăn. Acum Laura Flips pe extremă, însă mingea a depășit suprafața de joc acolo. A trecut de linia de în spatele terenului și... Linia de fund, da. Da? 12-6 rămâne. Brăila joacă 7-6. A ieșit...
acolo Șerban și joacă cu doi pivoți, vedem cu Schmelzer și cu Venanțiu. Popa pentru Cannaval, fault în atac și poarta goală. N-a aruncat Arntzen direct către poarta, a așteptat să se ridice și Trine Oestergaard. Asta îi făcea semn, țopăia acolo lângă ea Glosser să-i dea ei mingea să trimită direct în poarta goală. Și era important dacă ar fi reușit asta, pentru că orice gol totuși contează. Nu este jucat meciul, cu toate că diferența valorică până în momentul de față a fost evidentă, vizibilă cu ochiul liber. Dar tocmai că aveai posibilitatea să marchezi un gol ușor pe o schemă 7 contra 6 amendată încă din prima, era un gol psihologic. Să vedem ce se întâmplă la acest atac. Cristina Neagu pasă cu podeaua excelentă, dar ratează acolo cu o prea mare ușurință. Vinde Ingstad, a nimerit-o în zona genunchiului pe Elena Șerban. Foarte bună pasă. Făcut? Ce s-ar fi făcut? Nu, în umăr. În umăr, da, da. Ce s-ar fi făcut fără Elena Șerban? 8 intervenții salutare. Ce s-ar fi făcut Brăila? 8 din 20. E un procentaj foarte bun în pofida faptului că scorul e categoric pentru CSM București. Forțare aici, ba nu, este fault până la urmă. Nu s-a dat forțare. A fost atacul Monicăi Kobilinska, jucătoarea din Polonia. Se șterge acolo din nou podeaua. Se șterge suprafața de joc. Trebuie spus că Brăila are capacitatea să revină, însă e foarte greu într-un meci cu CSM București. E, asta e, capacitatea de revenire a fost verificată în partide cu adversare poate mai slab cotate. Nu știu dacă totuși CSM-ul îți permite e greu, să e revii greu precum meci... o altă echipă. Nu nominalizăm, dar cred că înțelege toată lumea. Iată, un gol iar ușor marcat. Obilinsk a intrat acolo și a făcut și apariția pe lista marcatoarelor. Da, se putea arunca, a dicta acolo și o aruncare de, și o eliminare de 2 minute pentru că a fost tragere din spate, însă acum Venanțiu punctează și ea pentru prima dată. Bună recepția, bună pirueta, s-a întors cu fața la poartă și a reușit să înscrie 13 la 7. CSM-ul are o viteză în plus și precizia e foarte bună, ce pasă pentru extremă, dar apără Elena Șerban! Iar apoi mingea e culeasă din semicerc, la extrema stângă, la Din Diligan s-a opus Elena Șerban acolo. 9 intervenții și multe dintre ele, să știi, Cristi, în situații de 1-1, așa cum a fost și asta. Iată ce unghi aici a avut Din Diligan. Stă foarte bine pe extreme. Portarul naționalei României a fost și recent la echipa națională, Elena Șerban, convocat acolo de selecționerul Florentin Pera pentru merită. Dubla cu Bosnia și cu Grecia. Noi la portar nu stăm rău. Nici așa la fete, nici la băieți. În handbal... Din Diligan, Hosu și Din Diligan, Șerban, Hosu și Dumanska, cei trei portari care au apărat poarta României la dubla din preliminarele Euro 2024, 2 victorii pentru tricolore, aproape calificate pentru turneul final de anul următor. Favorite să meargă și la mondial tot în această tripletă, portărițele pe care le-ai nominalizat. Un plonjon acolo în zona semicercului, în zona centrală. Arbitrii solicită din nou ștergerea parchetului. Mai sunt 4 minute din această repriză spectaculoasă în felul ei, aș spune. CSM-ul clar peste Dunărea Brăila. Aici a încercat, cred că involuntar totuși, Liliana Venanțiu să dea acea pasă pe care a recuperat-o Emily Arntzen prin acel plonjon la podea. Atac în continuare în 7 contra 6 cu 2 pivoți, se deschide pentru extrema stângă, bara o salvează pe Laura Glozer și ninge din nou pentru Tigroaice. Maria Mohamed a ratat acolo și ea pentru prima dată, vă spuneam, această jucătoare foarte tânără, crescută de CSM București, transferată în această vară de Dunărea Brăila. După acea semifinală de campionat european cu naționala de junioare, iată Maria ce Mohamed. Prostie face acolo și Elena Zivkovic, fault în atac, au stat excelent, acolo s-au apărat Din Diligan și Cristina Neagu. Da, clar s-a dus Zivkovic peste adversară, nu putea brigada de arbitri să dea altceva decât fault în atac. 3 minute și jumătate rămase de joc, CSM București în avantaj confortabil, 13 la 7, o primă repriză care a fost echilibrată până la 4 la 4, în acel moment CSM București s-a desprins decisiv și conduce la pas această întâlnire. Acum Kobilinska ar fi avut culoare acolo, însă a pasat
pentru Trine Oestergaard, faultat de aruncare de la 9 metri. Surprinde neplăcut, aș spune, eficacitatea foarte redusă a brăilencelor. Doar 7 goluri până acum. Atacă în continuare Cristina Neagu, combină cu Interul și este fault în atac dictat de arbitri. Elena Șerban repune imediat. Opa! La pivot se duce mingea și 7 metri. Apărare în semicerc, o mișcare din șold acolo. Maike Schmelzer faultată, ea nu reușise să marcheze aici. Da, din nou trimisese mingea în bară. Căzuse dincolo de linia porții, să revedem. Foarte bun nou look pasul de la Maria Mohamed pentru Schmelzer aici. A angajat-o perfect pe Nemțoaică la 6 metri și... Bogdan Stark a făcut acolo semn că Oestergaard a băgat șoldul în față. Vedem acum Mireia Gonzalez o păcălește pe Laura Grozer de această dată. A treia aruncare de la 7 metri, două fructificate, una ratată de Elena Zivkovic. 8-13 în minutul 28. E o diferență echitabilă, să zicem, față de cum s-a jucat până acum în această repriză pe malul Dunării. 13-8 pentru CSM București. Echipă care continuă să combine picior acolo, se face o greșeală tehnică elementară la recepție. Deloc nu e în meci coloneza Kobilinska. Imediat s-a văzut, s-a observat în momentul în care a schimbat culoarea Flips, cât de bine jucase Flips. Însă, așa cum spuneai și tu, probabil că Adi Vasile încearcă mai multe variante pentru jocurile internaționale. Vrea să dea încredere fiecăreia dintre fete. Acum Zivkovic pentru Popa. Minge ajunge pe extremă și de această dată voltă superbă Maria Mohamed. Două goluri consecutive marcate de Brăila, 13-9 CSM. Da, se mai strânge un pic diferența. Asta și pentru că au greșit tigroaicele, mingi ușoare. Frumoasă volta trimisă de Mezina Maria Mohamed. A sesizat bine ieșirea lui Rai Grozer dintre guduri. Atacă formația oaspete, aruncare ca din tun Emilia Arțen, dar Elena Șerban este imbatabilă. Recital, recital, 10, nu? Recital făcut de Elena Șerban, 10 parade acum în fața lui Emily Arțen. Norvegianca a aruncat acolo și a aruncat destul de bine plasat în colțul aproape de vincul, dar s-a opus încă o dată excelent Elena Șerban și posibilitatea de a înscrie din nou pentru Brăila. Ce-o face Jessica Quintino? 13-10. Brăila cum necum respiră. Are intrat în joc. Da, Brăila respiră pe final de repriză. Dacă nu s-ar fi terminat aici repriza, poate că s-ar mai fi micșorat această marjă pe tabelă. 13-10 greșelile sau, hai să zicem, relaxarea prematură a tigroaicelor costă. De la 13-7 s-a făcut 13-10 în câteva minute. 3-0 parțial pentru Brăila. Eu ți-am spus, eu n-am înțeles acel timeout care e cerut de CSM, care a băgat Brăila în joc acum 14-10. Și s-a terminat jocul. Ultimul gol marcat de Wilde Ingstad. N-au mai avut timp să atace acolo brăilencele. Prima repriză s-a încheiat în sala Dunărea. CSM București în avantaj de 4 goluri după prima repriză. Vom lua o scurtă pauză acum și vom reveni peste aproximativ 7 minute în direct cu Brăila. Revenim, doamnelor și domnilor, cu repriza a doua a partidei de la Brăila. Dunărea Brăila, CSM București la pauză, 14-10 pentru campioana României. O primă repriză dominată clar de Cristina Neagu și compania. A fost 4-4 în minutul 9, după care CSM București s-a desprins pe tabelă. A fost 10-5, 12-6, 13-6 diferența maximă. Dar pe final Ian Leslie a mutat, am spune noi, foarte bine, a jucat 7 contra 6 și CSM București a pierdut din turat, e 14-10, însă un mare rol în revenirea Brăilei se datorează și Elenei Șerban, 10 parade în prima repriză. Și ca să glumim, am putea spune că a fost o revenire cu largul concurs al lui Adi Vasile, care a cerut un timeout mai greu de explicat tehnic sau tactic. Echipa lui conducea, cred că 12-6 era. Da, la 12-6 Adi Vasile a cerut timeout. Echipa s-a a marcat pentru 13-6 și apoi a primit
trei goluri sau patru. Patru goluri consecutive. 13-10, da, s-a făcut 13-10. De la 13-6 s-a făcut 13-10. Ultima dată înainte de pauză. Da. Spuneam, CSM București merge la sfârșitul săptămânii la Podgorița pentru partida cu Budugnost. Budugnost nu mai este acea... Budugnostul care câștiga Liga Campionilor. Exact, dubla campioană a Europei. Dar e o echipă care, mai ales pe teren propriu, poate să prezinte surprize. Antrenorul Ian Leslie avertizat da. Pentru că nu s-a repus la timp. Au stat mai mult la cabine fetele sale. Și Cristina Neagu are experiență muntenegreană și Adi Vasile, care a fost secund la naționala acestei țări. Ambii sunt foarte bine informați în ceea ce privește mișcările de acolo din handbalul muntenegrean. Acum este atacul formației oaspete, care a început cu posesie această repriză. O aruncare din fault semnată de Laura Flips. Foarte bună, spuneam, deși a marcat un singur gol. Apropo, Ostergaard 3 goluri, Arnsen 3 goluri, sunt principalele marcatoare din tabăra CSM-ului, nu? Neagu 2, din Diligan 2, Inchta 2. Da, așa, și acum, dincolo avem Gonzalez 3 goluri. Nicolic și-a făcut și apariția pe lista marcatoarelor, s-au schimbat extremele la CSM București. Nicolic și Jennifer Gutierrez de partea cealaltă a încercat acolo. Mult prea tehnic această execuție, peste capacitatea ei de a fi o extremă de finețe. Iată, mingea a luat efectul invers, cum ar veni. Ratare pentru Aneta Audriștoiu și 15-10 în continuare. Ar fi interesant, pentru că e o caracteristică unică. Brăila și Galați reprezintă practic cele mai apropiate reședințe de județe mari, ca undeva la mijloc să se creeze un spațiu sportiv de care să beneficieze toată lumea. Acum Cristina Neagu, o pasă excelentă pentru Vilde Inchta, dar încă o dată Elena Șerban, 11 intervenții, nu se regăsește Vilde Inchta. Pe foaia de joc mai are doi pivoți, Adi Vasile, Ailincăi și Pintea, surorile Ailincăi. Însă am văzut-o șchiopătând pe Crina Pintea, semn că nu va intra astăzi. Da. Da, n-a jucat deloc în prima repriză și cred că nu va intra nici în partea a doua. Vilde Inchta a rămas pe teren tot meciul până acum. Aruncare de la mare distanță, frumoasă de această dată a Mirei Gonzalez, care se mai revanșează față de prima repriză fluctuantă, să zicem, pentru ea, da, pentru Interul dreapta. Și lucruri mai puțin bune, pase greșite. Acum mingea ajunge la Jennifer Gutierrez, care punctează și ea un joc foarte bun. Trebuie remarcat jocul cu extremele la CSM București. Din Diligan 2 goluri, vă spuneam, Trine Ostergaard 3. Acum și Jennifer Gutierrez, primul gol. Doar Ramona Apușcăroaie n-a jucat. Și Nicolici, un gol. Tânăra Ramona Apușcăroaie, care e venită de curând în grupul acesta mare. Mai devreme o vedeam și pe Kira Trusova vorbind cu Elena Șerban, portărița din Rusia, care n-a intrat până acum pentru că Elena Șerban a prins o formă impecabilă. Da, Elena Șerban o ține pe bancă pe Kira Trusova, un portar care a venit de la CSKA Moscova în vară. Între timp, Emily Arțen a pătruns acolo singură și a punctat pentru a patra oară și Emily Arțen. Golgheterul echipei și al jocului la egalitate cu Mireia Gonzalez, câte 4 goluri fiecare. Și vă spuneam, Emily Arțen a trebuit să joace în postura de coordonator de joc în prima repriză. A mai intrat și Rotaru, lipsește Gras Zadi, accidentată, și Elizabeth Omoreghi. Din partea cealaltă, Araujo lipsește de la Brăilence. Iată o pasă care nu ajunge la destinatar, dar Carnaval a recuperat, a pus mingea din nou la dispoziție. Încearcă Liscevici, o pasă iarăși la limita jocului pasiv. Mingea este prinsă de Laura Glozer, care tot ea a început în poartă. De regulă știm bine că se împărțea perioada între ea și Davidsen, dacă erau două portărițe pe raportul de joc. Adi Vasile a menținut-o pe franțuzoaică între buturi și din minutul 31 încoace. Foarte bună prestația și pentru Laura Glozer, 7 intervenții în prima repriză. Excelent a stat și a apărat câteva mingi din postură de 1-1. Acum Neagu, mingea este deviată, aruncare de la colțul terenului. Destule cornere astăzi, să zicem, cu ghilimelele de rigoare. Au fost câteva aruncări deviate.
Neagu încearcă depășirea ei caracteristică, aruncă fiind cu spatele la poartă după ce suferise un fault la contactul cu Maria Canaval, foarte bună și apărătoare, jucătoarea din Belarus. Încă o dată Cristina Neagu cu pașii laterali, Emilia Arnțen aruncă și e gol norocos aici, de Vierea o păcălește, o prinde pe contrpie, pe excelenta Elena Șerban. Emilia Arnțen și din blocajul brăilean mingea a păcălit-o pe Șerban, s-a dus acolo peste portarul dezamăgită brăilean. Elena Șerban, chiar dacă se dă de regulă cel mai bun jucător din echipa învingătoare, astăzi aș vota-o cu ochii închiși, să spunem, pe Elena Șerban ca om al meciului, chiar dacă sunt 7 goluri în plus pentru Tigroaice. Minge scăpată, iată câte greșeli acolo pe semicerc în ofensivă pentru echipa lui Ian Leslie. Continuă sarabanda acestor greșeli neforțate în tabăra gazdelor. Așa s-a desprins CSM București în prima repriză, acum posibilitatea de a trece la 8 goluri pe tabelă, niciodată n-au fost 8 goluri. Nu sunt nici acum, pentru că ratează din situație de 1-1 acolo Zelica Nicolici. Liscevici conduce această fază de contraatac transformată însă în pozițional. Trimisese mingea către Mireia Gonzalez, dar foarte, foarte lentă tranziția. Transformarea din apărători în atacanți la handbal trebuie să fie la secundă. Însă nu s-a întâmplat asta în jocul Brăilei în această după-amiază. Acum Mireia Gonzalez pentru Liliana Venansio. A furat mingea imediat acolo Emilia Arnțen, noroc că Gonzalez a fost faultată. Într-un alt meci, la această oră, vă spuneam, în Liga Zimbilor, în Liga Băieților, Minaul Baia Mare, 15-6 în minutul 21 cu CSM Focșani, o evoluție foarte bună a băimărenilor, cei care s-au calificat și în turul 3 al cupei EHF European Cup, după o dublă victorie cu Odessa din Ucraina, 27-39 în primul meci, meci considerat în Ucraina, și 52-26 ambele meciuri. Echipă românească, da, marcatoare de 52 de goluri la băieți după Dinamo cu izvidați din Bosnia-Herțegovina. Da, ambele meciuri, trebuie spus, au jucat la Baia Mare. Un gol marcat de Mireia Gonzalez, care ajunge la cota 5. Însă procentajul nu-i grozav, pentru că a și ratat cel puțin 5-6 aruncări, dacă am ținut eu bine statistica. Nu neapărat că a aruncat, dar are și greșeli tehnice. Are și turnover, sigur. Turnover-uri, sigur. 12-18. Timpul este oprit. Prevedem aruncarea de pe picioare și a păcălit-o acolo pe gloser. E a doua oară când Mireia Gonzalez aruncă prin această rotație a brațului stâng peste umăr. Foarte bun procedeul executat de ea și un pic rar, pentru că nu toate jucătoarele pot efectua acest tip de aruncare cu eficacitatea Mireiei Gonzalez. Dar cu o floare sau cu două, pentru că principala floare a Brăilei ar trebui să fie astăzi Elena Șerban și parțial, cum spunea Mireia Gonzalez, nu se face primăvară. Deși în octombrie avem temperaturi de vară, ca să glumim un pic. 18-12 pentru CSM, care are posesia. Cristina Neagu, angajată în interstânga, pasează cu extrema și era 7 metri, dar mingea intrând în poartă. Ștefan s-a învățat minte și a lăsat jocul să continue, n-a mai fluierat. I-a permis astfel gol pentru Gutierrez. Ce extreme are CSM București, Jennifer Gutierrez, extrema naționalei Spaniei, Alexandra din Dirigan, extrema naționalei României, de partea cealaltă Trine Ostergaard, Danemarca, Zelica Nicolici, Serbia. Acum Liliana Venansio pentru Mireia Gonzalez, nu mai este extremă și 2 minute eliminare pentru Laura Flips. Prima eliminare a meciului. În prima așa repriză este. N-am avut nicio abatere disciplinară. Laura Flips, prietena lui Schneider, jucătorul de la băieți de la CSM București, a intrat acolo sus, un fel de placaj dincolo de linia umerilor, se penalizează și avem, cum spuneam, prima eliminare temporară în minutul 38, ceea ce este de remarcat, fair play-ul în care s-a jucat această partidă. Da, un joc curat, până acum ambele echipe și-au văzut de meci. Acum Liscevici încearcă să dea claritatea atacului, găsește o pasă foarte bună pe extremă dreaptă și acolo Jessica Quintino înscrie încă o dată al doilea gol pentru Jessica Quintino. Liscevici nu are niciun gol marcat din extremă, de pe aceeași poziție, ceea ce e îngrijorător pentru ea. A avut câteva faze, a ratat chiar și din poziție 1 contra 1 cu Laura Glozer.
său zile și zile. Așa e, bineînțeles, dar ea a avut astăzi o aruncare vreun metru pe lângă poartă, dacă ții minte, în prima repriză, plus acel efect invers pe care l-a dat mingii tot așa la o aruncare cu unghi impecabil de atac al semicercului. Acum Cristina Neagu pentru Kobilinska, nici de această dată Kobilinska nu găsește spațiul porții, dar scoate aruncarea de la 7 metri și 2 minute, da, la Liscevici, o apărare din lateral, scăpase acolo spre poartă. Dar nici Liscevici nu mi se pare în apele ei, foarte apatică, inclusiv pe faza de atac. Dacă Liscevici nu joacă la Brăila, sunt probleme și Liscevici n-a jucat astăzi o partidă modestă făcută de Sârboaică. Emilie Arnsen se pregătește să execute o fentă a doua. Nu mai este pentru că aruncă la piciorul de sprijin și înscrie cu ușurință, ajungând la cota 6. Și a doua lovitură de la 7 metri, doar primită de CSM București. Prima a ratat-o Cristina Neagu. Cristina Neagu în startul meciului, la 0-0. Pe partea cealaltă, 3 aruncări de la 7 metri pentru Brăila, 2 fructificate, Zivković și Gonzalez, tot Zivković a ratat-o pe cea de-a doua. În general a fost un joc foarte dens, foarte robustă prestația. Venanzio, angajată la pivot, luptă grea acolo din punct de vedere fizic, s-a opus însă Vilde Ingstad. Se oprește timpul de joc pentru ștergerea suprafeței. Spuneam, în EHF European League, Gloria Bistrița este calificată direct în faza grupelor. În schimb, vom avea acolo în turul 3, ultimul tur înainte de faza grupelor, pe Brăila și CSM Târgu Jiu. CSM Târgu Jiu va juca ambele partide pe teren propriu cu suedezele de la Onereț. Surprinzătoarea finalistă a Cupei României de anul trecut, formația târgujiană. Acum pasă bună care taie semicercul în extrema cealaltă și este o fază frumoasă construită de formația gazdă. Corina Lupei înscrie al doilea gol. Cred că, dacă nu mă înșel, ea l-a marcat pe primul al Brăilei în această partidă. Sau printre primele, dacă nu chiar primul. 20-14, dar totuși Brăila este departe în continuare de CSM București, de ștacheta impusă de formația lui Adi Vasile. Acum Cristina Neagu. Cristina Neagu pentru extremă a Zelica Nicolici. O pasă greoaie acolo dată și pasă dificilă și a recepționat cu greutate Nicolici. Încă o dată pentru Nicolici. Acum pasa a avut altă acuratețe și gol marcat de Zelica Nicolici, al doilea, 21-14. Cristina Neagu a stat tot meciul în teren. Așa este. Până acum, cel puțin, mă aștept să fie scoasă la un moment dat. Aici foarte bună pasa cu podeaua, contactul mingii a fost în semicerc. Mai este acolo tânăra Ștefania Stoica. 21-14 cu 20 de minute înainte de finalul acestui meci. Canaval, ce gol frumos, aruncare puternică lângă bară, aruncare cu fentă. Gol de Inter veritabil la băieți, vedem așa ceva. Direct în vincul din stânga porții Lorei Glosser. Eu cred că are o forță comparabilă cu a băieților, Maria Canaval, atunci când are și larghețea de a arunca, nu o jenează nimeni, nu-i invadează nimeni spațiul personal. 21-15. Jucătoarea care a adus victoria în meciul cu Rapid, acum Cristina Neagu a vrut acolo o pasă spre pivot, însă și-a dat seama că nu va mai ajunge partida cu mingea la Ingstad. Ce pas a încercat acolo Emilie Arnsen. O fentă de pasă spre interior și imediat au din coane. Au susținut că Lupei a trimis mingea intenționat cu piciorul. Ingstad foarte bine au închis acolo Quintino, Severin. Brăila este un fief al handbalului, fără discuție, în special la fete. Aruncă acolo Cristina Neagu, respinge peste linia de margine, însă Elena Șerban sau nu? Da, a respins Elena Șerban. Dar a fost depunere pentru Brăila. Brăila, așa cum spuneai tu, de foarte mult timp se chinuie să ajungă în topul handbalului românesc. O singură dată au terminat pe locul 2 în istorie, în ediția 2016-2017, și o singură dată, încă o dată pe podium, pe locul 3 în ediția 2011-2012. Gol frumos din extremă, Corina Lupei face spectacolul goltă. O văzuse pe Laura Glozer poziționată pe centrul porții, nici pe lung, nici pe scurt acolo.
motiv pentru ea să încerce acest procedeu spectaculos, dar și destul de pretențios. Bolta, știm bine că din extremă poarta se vede altfel, așa că trebuie un rafinament tehnic deosebit. Vorbeam de Brăila, Marian, și permitem să spun că această echipă a crescut constant, foarte încet, dar constant. Uite că a tot rămas acolo în pofida faptului că poate bugetul nu e comparabil cu al CSM-ului București, adică sigur nu e. Frumos și golul marcat de Kobilinska, eliberată, iată, bucurându-se peste măsură, poate, pentru acest gol marcat cu mâna stângă peste blocaj. Nu e în comparabil cu CSM București, dar este în top 5 bugete, Cristi, din România. Anul trecut Brăila a terminat pe locul 4 și ar trebui să se califice normal în grupele EHF European League. Dar să știi că nu întotdeauna bugetele joacă. A intrat Marie Davidson este acum în poartă. Selecționată de la CSM la Naționala Norvegiei, Marie Davidson. Prestații foarte bune în sezonul trecut pentru Davidson, al treilea portar chemat la Naționala Norvegiei, și știm ce portare are Norvegia, cu veterana Lunde apărând în continuare, deși a trecut mult, peste 40 de ani. Cu faza acolo la care s-a apărat CSM-ul, au solicitat iarăși picior, dar nu s-a dat nimic. Vilde Ingstad a stat pe pivot, nici Prina Pintea și nici Ailinkăi n-au intrat astăzi. Da, Vilde Ingstad rămâne pentru că este stâlpul apărării, în primul rând. Și tot ea joacă și pe faza ofensivă. Acum Arțăn pentru Kobilinska. Kobilinska din nou pentru Vilde Ingstad, de această dată nu mai ghicește Elena Șerban. 23-16 în minutul 45. Dar cred că Adi Vasile vrea să vadă și randamentul unora dintre jucătoare în condițiile de epuizare. Al treilea timeout și ultimul pentru Ian Leslie, solicitat la 7 goluri distanță de CSM București. Leslie a încercat să combine schemele, dar e foarte clar și își dă seama și Ian Leslie de faptul că e aproape imposibil să oprește această mașină de handbal numită CSM București. Îmi place însă că vedem imagini importante, interesante din sală. Lucian Bute, da, Gălățean prezent, la origine. Gălățean la origine, prezent aici la meci. Lucian Bute a venit probabil acasă la Galați, Pechea. La Pechea, și a dat o fugă la handbal, campion mondial la box profesionist. Verișoara sa, Steluța Luca, a jucat și ea handbal și știm la ce nivel. La ce nivel, da, exact. A, Lucian Bute, fost campion mondial de box, reperat acolo de colegii noștri din sală. Da. Mă bucur când văd că există, iată, o comuniune între sporturi, să zicem, boxeri sau, mă rog, sportivi vin la alte discipline sportive. Brăila este și un pol, un fief al boxului. Foarte multe competiții se organizează pe ringul brăilean. O angajare la pivot care nu iese. S-a apărat acolo Venancio în fața aceleiași Vilde Ingstad. Vilde Ingstad, un pivot greu de ținut. Atât un mare merit pentru Liliana Venancio, pentru că mingea n-a ajuns acolo la norvegiancă. Kobilinska pasează către interior. Cristina Neagu, Emilia Arntzen, schemă cu angajarea pivotului Vilde Ingstad, strecoară mingea în poartă. Ce schemă frumoasă și ce circulație în dreptunghi. Patru jucătoare au destabilizat centrul apărării brăilene. Și cred că... ce recuperare Vilde Ingstad. Prima dată când CSM București se desprinde la 8 goluri diferență. Meciul cred că
putem spune că e jucat. CSM București își va trece în conta a șaptea victorie consecutivă. E virtual câștigătoare. Se desprinde cumva de urmăritoare pe locul 2 Vâlcea și Universitatea, CSM Universitatea Craiova cu 16 puncte, Bistrița locul 4 cu 15 puncte. Trebuie să spus, Cristi, că de mâine la Pro Arena vom avea turneul internațional Trofeul Carpați la juniori. România-Muntenegru mâine, da. 17 și 30 de minute. Vineri la aceeași oră Macedonia de Nord, România. Și sâmbătă de la ora 12 și 30 de minute România-Egipt. Ne bucurăm de toate aceste transmisiuni, atât de la seniori cât și de la juniori. Între timp a fost o greșeală comisă în apărare de Tigroaice și este 7 metri pentru echipa gazdă. Un 7 metri ce va fi executat de către Mireia Gonzalez, autoarea 5 goluri, cea mai eficace jucătoare de la malul Dunării în această după-amiază. Cu Marin Davidsen, lot perfect, frumoasă volta și este al 6-lea gol pentru Mireia Gonzalez. Și e important ce ne spune Ovidiu Mihaila, antrenorul federal, pentru că Lucian Bute, într-adevăr, pe care îl salutăm, are un club de handbal la Galați, ACS Lucian Bute din Galați. Excepțional. Și iată, investește în handbalul românesc. Ne bucurăm, banii pe care ne bucurăm i-a câștigat cu sudoare. Intens. Și cu pumni încasați. Și cu pumni încasați, fără doar și poate. Monica Kobilinska mai înscrie încă o dată, 25 la 17. Aici CSM București își demonstrează superioritatea. Andreea Popa a fentat acolo, combină cu Liscevic. Doi centri în linia de 9 metri în această dispunere pentru Dunărea Brăila. Au mai încercat antrenorii să mai combine elementele pe care le au pe raportul de joc. Însă e clar, CSM București obține o victorie fără dubii. Aruncare de pe picioare, Andreea Popa, mingea parată de Marin Davidsen, care respinge pe lângă poartă. Popa este bucureșteancă, mama ei antrenoare la CSS 2, dacă nu mă înșel. Așa este. 25-17, diferență comparabilă cu ultima victorie a CSM-ului aici la Brăila. La 11 goluri a fost aceea. Ținând cont că mai sunt vreo 12 minute de joc, probabil că tot pe acolo se va fixa tabela la o diferență de 8-9 până în 11 goluri pentru Tigroaice. În al cincelea meci, Ian Leslie va face și el cunoștință cu înfrângerea la Brăila. Va vedea cum e să și pierzi. Sigur că e totuși așteptat acest eșec, în pofida faptului că Brăila e o echipă de moral pe val. Acolo a fost, cred că dublu dribbling, au dictat arbitrii. Au făcut semn că a călcat în semicerc și a ieșit. A ieșit. În etapa următoare, Dunărea Brăila va merge la Mioveni, iar CSM București derby va juca cu Gloria Bistrița pe 2 noiembrie în direct la Pro Arena. Se vor obișnui suporterii celor două cu ele, sperăm și cei de la Brăila, să joace în zile lucrătoare, pentru că la handbal e invers decât la fotbal, se joacă în cupele europene în zile de weekend. Da, și vom avea din ce în ce mai multe meciuri în cupele europene, pentru că din luna ianuarie va intra și Gloria Bistrița. Acum din nou Wilde-Ingstad, foarte bine angajat acolo de Cristina Neagu, scoate maximum gol și 2 minute eliminare pentru Alexandra Severin. 5 goluri și pentru Ingstad, perfectă evoluția ei. Alexandra Severin a căzut în capcan aici și a tras acolo, n-a dat drumul, n-a eliberat la timp, deși era clar că n-are nicio șansă să se opună. Dacă Wilde-Ingstad apucă să-și ia prin planul acolo, nu mai e nimic de făcut. E o jucătoare cu o forță incredibilă. Și nu numai asta, dar stăpânește perfect tehnica demarcărilor, dacă ai observat. O vedem pe Cristina Neagu schimbată cu 10 minute înainte de final. A intrat sau va intra pe faza de atac Ștefania Stoica, cu siguranță. E 2 minute eliminare aici. Nicoleta Balu, pivotul Brăilei, scoate 2 minute eliminare, să vedem, la Arțăn. A fost o luptă fizică inegală între cele două. Emily Arțăn a busculat-o acolo pe Balog. Oricum, contează doar pentru analiza statistică, să zicem așa, ce mai rămâne din meci, încă 10 minute. O secvență de meci în care Cristina Liscevic greșește, o pasă ușoară pentru Mireia Gonzalez.
cred că publicul brăilean merita mai mult în această după-amiază. Și-ar fi dorit mai mult, și-ar fi dorit, așa cum s-a întâmplat. Merita sigur mai mult, nu? Merita și măcar din dorința asta, să fi văzut o altă implicare a fetelor, da, pentru mai multe minute, măcar echipa să arate o altă față. Iată ce fază frumoasă acolo, Jennifer Gutierrez. Și a dat seama că nu poate să arunce din unghiul ăla, a trimis pentru pivot și a marcat încă o dată Wilde Ingstad. Dar cu câtă lejeritate s-au dat două pase în acel triunghi de jucătoare, în care doar prima dată au contestat posesia cele de la Brăila. Apără Davidsen, mingea este recuperată de Trine Östergard și este o după-amiază perfectă pentru CSM București, care se va întoarce acasă păstrându-și statutul de invincibilitate în Liga Internă. Brațele jos lăsate de către brăilence nu mai speră la nimic. Iată, Cristina Neagu... Nou look pass pentru Östergard. Da, a intrat din nou pe teren. Da, și ținută în continuare Östergard, cu toate că ai pe Ailinkăi. Pintea, am înțeles, e accidentată, e doar pe raportul de joc să fie numărul de românce, probabil. S-a mai întâmplat asta. Între timp a fost o paradă pentru Elena Șerban. Acum pasă la pivot. Balog scoate din nou 7 metri și 2 minute și eliminare. 2 minute eliminare la Zelica Nicolici. A doua eliminare de 2 minute scoasă de Balog, după ce și Emily Arțen a fost eliminată din tabăra oaspetelor. În minutul 52 CSM București va fi 29 de secunde cu... Nu, va fi doar 27 de secunde cu 2 oameni în plus, pentru că mai au și brăilencile 2 secunde din precedenta eliminare. Da, vor trece cele 2 secunde acum, după această execuție de la 7 metri, Jessica Quintino, față în față cu Laura Grosser, înscrie brazilianca. Se completează cele 7 posturi pentru tabăra brăileană, dar sunt deja 9 goluri, incluzându-l și pe acesta pe care l-au marcat brăilencele din 7 metri. Time-out solicitat de Adi Vasile pe final de meci. Probabil pentru a explica, da, pentru a explica această schemă de apărare. When Monica will pass the ball here, I want you to run inside very fast. And Trine, I want you to move, and Monica, I want you to be really good for this position. Wilde, I want you to stop here a little bit. If you don't get this ball from Stefania, that maybe you can try something and finish there with the wing. In 10 seconds we can be 6. That was so good. Haide! Fetele, 2, 3 și București! Acest timeout Adi Vasile, pentru că echipa sa este cu 2 jucătoare mai puțin pe teren, trebuie să treacă cele 10 secunde, exact, pentru să se consume o primă eliminare. Exact, a mai intrat încă o jucătoare și în acel moment va scoate portarul și vor ataca 6 contra 6. I-am auzit și numele Ștefaniei Stoica, semn că va intra și ea pe teren, o va schimba pe Cristina Neagu. Dar va rămâne Wilde Ingstad pe pivot în continuare. Da. Cred că va fi integralistă în acest meci. Norvegianca perfect a jucat până acum, 6 goluri plus multe alte faze. Și cred că mai apare o eliminare, nu știu dacă într-adevăr e corect, o a treia eliminare. Cred că e schimbare Ștefania greșită. Stoica. Da, schimbare greșită. Schimbare greșită, da. Schimbare greșită, a intrat prea repede pe teren. Și timeout-ul lui Adi Vasile se dă peste cap, pentru că acum e o situație mai rar întâlnită la CSM București. N-au fost atente acolo. Probabil că Ștefania Stoica, din dorinț, și-a auzit numele acolo, da, și s-a grăbit, a intrat pe teren. A intrat cu una în plus jucătoarele oaspetelor și acest lucru a fost penalizat în limita regulamentului, desigur, de către oficialii delegați. Sunt 4 jucătoare, a scos portarul acum, să vedem Cristina Neagu pasă. Fantastic. Și incredibil, cu 3 jucătoare mai puține pe teren. 2, pentru că se completase, dar nu mai contează. Statistic va intra cu minus 2 acest gol marcat de Wilde Ingstad, dar oricum, superbă faza. N-a apucat să intre jucătoarea în teren. Hai să zicem minus 3 ca să fie mai frumos. Wilde Ingstad înscrie în condițiile Östergard, în care... Östergard. Östergard a venit și a înlocuit acolo pivotul. Vine și înscrie cu 3 jucătoare mai puțin.
fantastic. Al patrulea gol pentru Trine Østergaard, 28-18, maximum de diferență, 10 goluri pentru CSM București. A început partida și în Giulești, rapid, Știința București, 9-4 în minutul 15, vă spuneam, un meci în avans pentru etapa cu numărul 8. Acum Brăilencele cu Popa pentru Severin, pasă pe extremă și înscrie acolo, cred că Maria Mohamed, da? Totuși remarcăm faptul că s-au pierdut multe secunde, deși e 6-4 pentru Dunărea Brăila aici, însă un 6-4 care a fost fructificat destul de greu. E și o ipoteză în lumea handbalului că nu e atât de ușor să transformi în gol 6-4, dar la acest nivel Brăila ar trebui să speculeze și ea, cum a făcut de altfel CSM București. Să știi că de multe ori, nu 6-4, dar de multe ori echipele în inferioritate numerică depun un alt efort, da, și se dăruiesc altfel jucătoarele din teren. Altfel recuperează mingi mult mai ușor decât în situațiile în care sunt în egalitate numerică. Revedem acum Kobilinska, Popa a făcut semn acolo că nu i-a făcut nimic. Și asta s-a și întâmplat, doar aruncare de la 9 metri. 7 minute rămase de joc, 9 goluri pentru CSM București. Mâinile în șold pentru Ian Lesti. Nici n-are ce să facă mai mult, pentru că indiferent ce sfaturi ar fi dat, astă seară a fost meciul CSM-ului. Kira fără Trusova discuție. În trebuturile porții brăilene, acum Kobilinska pentru Emily Arțăn. Kobilinska n-are ce să facă acolo și s-a fluierat fault. Transformă imediat acest contraatac prin Popa. Gol marcat de Andreea Popa, primul al partidei pentru ea. Trusova vine de la Toliati, acolo este născută, în orașul unde era mare echipă Lada la un moment dat. Vine de la Toliati, însă a jucat la CSKA Moscova. E născută la Toliati. Și în România, acum la două Măgura. Sezoane, a apărat poarta Măgurii Ciznădie. Și a făcut-o foarte bine. 28-20, cu 6 minute înainte de încheierea acestui meci. Bun până la urmă meciul. Apropo și de partida apropiată cu Budușnos Podgorița pentru CSM, e apărare în semicerc acolo, cred eu. Însă, da, arbitrii au lăsat jocul să continue. Maria Mohamed era cu ambele picioare în semicerc. În Muntenegru nu este un campionat puternic intern, pe când la noi este un campionat foarte tare, care asigură, iată, apariția sistemică a unor echipe puternice, nu doar Budușnos Podgorița. Tocmai de aceea echipele din, dar s-a desfințat acea ligă regională, da. Evoluau echipele din Slovacia, din Croația, Muntenegru, Cehia. Acum să vedem atacul CSM-ului cu Emily Arțăn. Emily Arțăn, însă Ștefania fault Stoica, în fault în atac, foarte bine au stat acolo brăilencele, posibilitatea unui nou gol pentru Brăila, ce bine a găsit-o acolo pe Maria Mohamed, Andreea Popa. Totuși pasa a fost un pic înaltă, greu de recepționat. Popa aruncă tare de pe picioare, dar scoate Davidsen de sub vara transversală. A prins un pic curaj și Andreea Popa, fost la Minaur, la Rapid, printre altele. Davidsen, foarte bun reflexul, are poartă excepțională. Mai este și Eriksen pe lângă cele două. Asta vreau să zic, că suedeza Eriksen nici nu prinde lotul de 16 sau unul dintre portari cu acea regulă de 40% români pe foaia șapte, de joc. Adică, șapte români trebuie. Șapte români, da. Români, da, și doar 9 străini. Doar. Un fel de a spune, da. Doar că unul dintre, una dintre destui. Românce, Ștefania Stoica, iată acum în posesia mingii. Ia acțiunea pe cont propriu și obține 7 metri pentru o apărare în semicerc. Cred că tot ea va fi trimisă să execute. Da, pentru că are nevoie de încredere, n-a marcat până acum, o poate face. Ne vedem. Da, tot Ștefania Stoica până acum a executat Emily Arțăn. Și Cristina Neagu. Da, și marchează și Ștefania Stoica. Primul gol, minutul 56, schimbată însă pe faza de apărare. Rotaru, Apușcăroaie, Ailinca și Pintea n-au marcat dintre jucătoarele de câmp de la CSM în dintre acest ele, meci. Dintre ele doar Rotaru a jucat însă. Da, exact. Apușcăroaie și cele două de pe pivot, surorile Ailinca, n-au evoluat. Spuneam, Crina Pintea, am văzut-o la încălzire, șchiopăta și
A fost menajată, sigur. A fost menajată și o avem acum pe pivot și pe Ailinkăi. Da. A intrat în locul lui Wilde Ingstad. Joc foarte bun făcut de, de Wilde Ingstad. A avut acolo o pasă la pivot Rotaru, însă contraatac cu Quintino și gol marcat de Jessica Quintino. Și două minute eliminare pentru Jennifer Gutierrez. Da, multă frumoasă Jessica Quintino înscrie. Jennifer Gutierrez primește explicații din partea arbitrului Romeo Ștefan acolo despre regula aplicată aici. 29-21. Se poate greși la scorul ăsta, se trece cu vederea, pentru că până la urmă nu influențează cu absolut nimic scorul final, nici vorbă de viciere de rezultat. CSM-ul trebuie totuși să aibă mai multă atenție la aceste aspecte disciplinare, pentru că după o primă repriză albă din punctul de vedere disciplinar, au fost foarte multe eliminări în cea de-a doua. Ce a făcut aici Laura Flips? A luat mingea de una singură și a slalomat printre apărătoarele brăilence. A marcat golul cu numărul 30 al CSM-ului, 30-21. Vă spuneam, un joc la discreția tigroaicelor. Cea mai bună apărare din campionat pentru CSM București continuă să rămână în parametri foarte buni și din punct de vedere ofensiv. Spuneam, în ultimele 10 meciuri Brăila n-a câștigat decât unul singur, CSM-ul 9. Acum Davidson apără. Cred că are mai mult de 50% procentaj din momentul în care a intrat Jessica Quintino ghicită acolo. Era și ușor pentru că aruncarea a fost exact pe mijloc. Apărarea avansată prestată de brăilenci acum, fără portar, CSM București pentru a face paritate pe semicerc. Ștefania Stoica pătrunde, dar aruncă în Kira Trusova. Se joacă spectaculos, intervine acolo, ajunge în semicerc Marie Davidsen și apără impecabil. Deviază mingea pe lângă. Prestații excelente pentru portari. Elena Șerban de o parte, Kira Trusova, Laura Groser și Davison. Toți cei patru și-au arătat valoarea incontestabilă. Două minute, chiar mai puțin de atât, până la finalul acestui meci. Probabil Adi Vasile nu va mai cere ultimul timeout la care are dreptul. Rotaru acum a încercat să pătrundă acolo, pași în fault, 9 metri. Intrăm în ultimele 90 de secunde de joc. Tot Rotaru conduce atacul, Ștefania Stoica fentă de pasă, însă greșește ulterior și pe contraatac este gol semnat de Andreea Popa. Al doilea gol marcat de Andreea Popa, 22-30, dar așa cum spuneam, punctele vor merge la CSM București. Va ajunge la 21 de puncte, 7 din 7 pentru echipa lui Adi Vasile. Un start de campionat iarăși cu succese pe linie, fără niciun fel de dubiu. Frumoasă și această pătrundere, Laura Flips demonstrează încă o dată că are o capacitate fantastică de a slaloma printre obstacole. Ce gol din gamba Mariei Davidsen, mingea lovise întâi bara, apoi n-a mai putut să se retragă după aruncarea Elenei Lavko-Zivkovici. Și e un gol norocos. 30 de secunde până la final, 31-23, merită felicitată CSM București, merită încurajată Dunărea Brăila. A intrat și Apușcăroaie, tânăra cu numărul 4, pentru câteva secunde acolo, pe extrema stângă. Au pierdut mingea, însă bucureștencele, Zivkovici pe extremă pentru Quintino, din nou Zivkovici. Trebuie să se grăbească pentru că nu mai au prea mult timp. Zivkovici o pasă aiurea. Doar 6 secunde să vedem faza aleasă. Andreea Popa și punctează ultimul gol al întâlnirii, 31-24. CSM București învinge clar Dunărea Brăila în derbiul etapei cu numărul 7 în Liga Florii. A fost un meci mai mult decât agreabil, prieteni. Cora bucuriei făcută după această victorie clară, obținută totuși cu mici emoții pe început de meci, dar ulterior lucrurile au intrat pe făgașul normal. 31-24, CSM București continuă marșul triumfal. Brăila continuă și ea drumul spre progres, să zicem, însă astăzi a fost prea tare CSM. Marian Ursescu și Cristi Frisc, vă mulțumesc pentru că am fost împreună. Vă invităm și la Trofeul Carpați sub 19 ani, care începe de mâine cu 3 meciuri consecutiv
la Pro Arena, plus multe alte evenimente handbalistice și sportive. Bună seara! La revedere!